momentul de față avem mai multe procese cu banca, întrucât din contul personal au dispărut 3 milioane și jumătate de euro. Bani pe care Banca Italo-Romena, fără acceptul nostru, i-a sustras din cont. Pentru ce i-a sustras? Cum și-a motivat sustragerea? Nu am motivat în niciun fel, am făcut peste 40 de adrese la bancă, dar nu am primit niciun răspuns în acest sens. Din februarie 2009 am făcut către bancă nenumărate cereri. Ca atare am luat decizia de a acționa în instanță Banca Italo-Română. Totuși, care este motivul pentru care credeți că banca a apelat la acest procedeu? Sunt mai multe. Au virat fără acceptul meu din cont, cum însuși ei recunosc în întâmpinarea pe care au făcut-o în proces, dintr-unul din contracte 775.000 de euro. I-au luat motivând prin faptul că dacă era garanția propria a mea, personală, s-au gândit să vireze nu la firmă unde era și normal și firesc unde a fost pusă garanția, au virat într-un cont, într-un alt contract de persoană fizică. Ceea ce este total necorect, pentru că nu am făcut o solicitare în acest sens conform contractului. Deci v-ați trezit și fără 3 milioane jumătate de euro și fără 775.000 din alt cont. Bine, noi am cerut la acest contract, sau la toate contractele am cerut o expertiză contabilă să se dovedească exact modul prin care a operat, fiindcă din contul personal s-a spart un cash colateral, sau a dispărut din cont un cash colateral de 408.600 de euro și multe alte sume. Astea se vor stabili probabil de un expert contabil. Și să înțelegem că banca a făcut acest lucru fără să vă anunțe în prealabil? Sigur, în anul 2009, în luna iulie, am dorit să scot cash-ul colateral de 408.600 și am constatat cu stupoare că în cont nu mai era din 2008 acești bani pe persoană fizică. Fiindcă era un cash colateral ca și o garanție suplimentară, care se putea lua doar că era la scadență în 2010 martie, se putea lua doar dacă aș fi avut scadență la bancă sau restanțe. N-am avut nicio restanță, toate au fost plătite la zi, atât pe persoană fizică cât și pe firmă, nici o zi nu am avut întârzieri, nici la stat, absolut toate au fost plătite la zi. Eu consider că am fost unul dintre cei mai buni clienți al băncii, ținând cont că am rulat foarte mult, peste 15 milioane de euro prin bancă în anul 2008. Și chiar nicio explicație nu v-au dat? Nu am primit în momentul de față nicio explicație. Ba mai mult, am dorit să stăm la masă, să facem, să vedem efectiv situația reală, corectă, nu au vrut să stăm. Ba mai mult mi-au spus în luna decembrie, când am fost însoțit de avocatul meu, că îmi vor scoate proprietăți de 80 de milioane de euro la vânzare cu prețul de 100.000 de euro, deja au și un client pe aceste proprietăți. Deci probabil ei se gândeau că vor putea manipula și fura averea. Tocmai de asta am făcut o plângere penală pentru înșelăciune și mai multe capete de acuzare. Care este situația sau stadiul actual al procesului? Ce se va întâmpla? În momentul de față suntem în proces, cum mi-a spus. Mâine se va pronunța dacă se va da o expertiză contabilă și o expertiză medico-legală, întrucât sunt nereguli și în acest sens, datorită faptului că în 14-12-2007 când s-a semnat unul dintre contracte, face precizarea că s-a semnat la sediul băncii, nu avea cum, pentru că soția mea era internată la reanimare, a născut cu câteva ore înainte, prin cezariană, deci nu avea cum să se deplaseze la sediul băncii. Tocmai de asta am invocat lipsa discernământului, dacă s-a semnat la sediul la spital acest lucru, pentru că nu a fost însoțită de niciun membru a familiei.